Notează o nouă rețetă în cartea ta cu deserturi. Zbriciolata, o tartă care te costă o nimica toată, e gata în jumătate de oră și îți va ieși 100%, chiar dacă nu ești o gospodină experimentată. Bucătarul studioului gastronomic Lo Chef Marian Danu e la datorie. Să începem cu blatul. Este una tare comodă, este una clasică. Nu e un blat care are nevoie de o oră de coptură, o oră de arăși, încă tot așa, când îți iei o tartă sau un tort, de-al faci 2, 3, 4 ore. Avem nevoie de cele mai elementare produse. Făină, zahăr, praf de copt, puțin zahăr vanilat, sau în cazul în care aveți praf de vanilie, ok? Un ou, unt, untul de dorit să fie chiar așa, puțin de temperatura camerei, nici într-un caz topit. Amestecă cu mâinile. Prăjitura va ieși una foarte crocantă și chiar fărmicioasă pe alocuri. În schimb, se va topi în gură. În italiană se numește sbriciolata, de la cuvântul briciole. Se fărmițează așa și se lucrează până când devine mai omogenă. Este de dorit aluatul ca să fie lucrat repijor. Este un aluat care e făcut pe bază de unt. El începe a se topi de la căldura mâinilor. Masa și mâinile băscurățele, asta înseamnă că deja aluatul e gata, înseamnă că voi sunteți bravo. Crema este una fină pe bază de lapte și frișcă. Turnăm câte 250 de grame de frișcă și lapte în egală măsură într-o cratiță și lăsăm masa să se încălzească doar până la fierbere, la foc moderat. Îl dăm la foc lent, el nu trebuie să fiarbă, el trebuie numai să se înfierbânte. Separăm 4 gălbenușuri de albușuri. Vom avea nevoie doar de gălbenușuri. Acum mixăm gălbănușurile cu 15 grame de făină, 15 grame de amidon și 100 grame de zahăr. Aveți grijă la foc să nu ardeți conținutul. Din cauza consistenței variate a laptelui și frișcăi, cel de-al doilea component are tendința să îngreleze masa. Când apar primele bule și laptele deja e predispus spre a fierbe, noi adăugăm cremă. Punem crema deoparte ca ea să se răcească. Cât crema se va răci, vom pregăti aluatul pentru tavă. Mărimea și diametrul tavei este la dorința dumneavoastră. Doar un unic lucru, în cazul în care tava este mai mare, trebuie să atragem atenție la gramajele aluatului, pentru că noi mai avem nevoie pe lângă blat, care o să ne servească ca bază, să mai presurăm și deasupra careva fărâmituri. Se numește spolverata, de la cuvântul polvere. Făină pe masă trebuie să fie cât trebuie să fie și nici într-un caz e atașa. Varianta finală va fi pe placul tuturor, în special al celor care iubesc deserturi fine. Primul strat îl punem cu fructe, în cazul nostru vișină. La dorință pot fi și căpșuni, și caise. Nutriționista Galina Tomaș îți va ierta o felie de tartă cu fructe, dar contează în ce parte a zilei o savurezi. Dacă ți-a făcut cu ochiul această prăjitură, să știi că poți gusta o felie doar în cazul în care ți-ai programat cel puțin o oră pentru sport. Inițial, produsele care îți par floare la ureche și crezi tu că nu ar lăsa urme vizibile pe silueta ta, pot conține foarte multe calorii care se vor depozita sub formă de grăsimi. Această felie de tartă cu cremă, odată savurată, îți va aduce calorii pe care le poți arde într-o oră de exerciții fizice sau o oră de mers pe bicicletă în aer liber. 200 de grame de carne de porc la grătar, preferat de moldoveni la sărbători, înseamnă 2 ore de muncă la sală. Ce să mai zici de nevinovatul pahar de băuturi carbogazoase? Pentru acest pahar vei fi nevoită să mergi pe jos 50 de minute.
Dar cel mai important este că aceste alimente nu sunt benefice pentru sănătate. Atenție mare și la vinul roșu sau spumant, care îți vor mări pofta de mâncare și sunt calorice datorită cantității de zahăr ce îl conține.